Viitoarea mireasă este legătură directă cu noi, să vedem dacă mai este în Italia și să vedem mâna. Salutare, Mihaela! Salutare, bună! Frumoasa mea, în primul rând felicitări pentru noua ipostază din viața ta. Simțeai tu ceva? Să spun sincer, a fost extrem de neașteptat, pentru că vacanța aceasta am plănuit-o eu și eu i-am spus, hai să plecăm în vacanță, sunt liber acum. Și el zice, de ești sigur? Zic, da, hai că am plănuit eu, traseul, unde plecăm, zborurile, absolut tot. Nu aveam nici măcar o mică idee de ce se poate întâmpla. Oricum vorbisem despre acest pas, dar nici de cum nu mă gândeam că va fi în această vacanță sau cel puțin în acest an. El a plănuit de mai de mult timp, a cumpărat inelul de câteva luni și aștepta momentul potrivit, știa că posibil să plecăm într-o vacanță în această vară și eu de fiecare l-am întrebat după acest eveniment important pentru noi, l-am întrebat, zic, unde l-ai ascuns? Pentru că cum să nu-l găsesc? Și el mi-a spus că l-a ascuns sus pe dulap, pentru că de fiecare dată când chiar ștergem praful, de fiecare dată îl rog pe el că sunt prea micuță. Să l-a zis că oricum credeam că nu o să-l găsești, și chiar nu l-am găsit. Evenimentul în sine a fost extrem de frumos, atât de emoționant. Ai plâns tare, tare? Am plâns extrem de mult pentru că, nu știu, era atât de frumos locul, dar puteam să plâng fără această cerere în căsătorie. Plus am simțit un val atât de puternic de și plin de emoții, pentru că mi-am dat seama cât de frumos a făcut totul, a organizat, și când am mai văzut și prietenii mei fiind alături de mine în acest moment, plus și el, când l-am mai văzut și el atât de emoționat, am plâns amândoi ca niște copii, și când am întors capul și oamenii din jur și prietenii mei, într-adevăr, a fost emoționant. Da, e adevărat un moment unic, l-ai trăit foarte frumos și culmea este că nu poți să-l mai retrăiești, bine că l-ai filmat, eu pentru că nu l-am filmat, dar noi o să vedem deja cu ce o să ne surprinzi în continuare. Nici nu te întreb de date, pentru că nunta probabil va fi la anul. Cine știe dacă va fi în Moldova, simt eu că va fi iarăși pe acolo, pe undeva, pe o coastă de Italie sau nu știu unde. Îți dorim multă, multă dragoste în continuare și să știi că ne bucurăm pentru tine. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! La fel, numai bine și ție!